lasă la pasă pe P. Păi imaginea mare. Lasă că deja ai pornit și era obiezu. Nu contează, facem reclamă la obiezu, poate ne... Da, obiezu-i moca. Și deja e recomandat de o grămadă. Se folosește pe tici la... Nu mai folosește obiezu, atunci. Bun, deci vreau să reacționăm la un... Mamă, dar ce titlu mi-am pus? Cel mai bun film de acțiune de la Angela lui Iisus până la coronavirus. Ești o nu, proastă. Deci am zis că vreau să reacționez la un clip vechi de-a meu, ca să văd cât de proastă, de proastă sunt și acum, dar atunci eram mai proastă. Clip din 2017, să vezi cât de dobitoc eram. Băi... Nu, dar stai, okay. Să vezi ce actorie mine, eu cu camera mea de filmat cu 360 de boate, filmat o cameră de aia veche de 1000. Te-ai scalat la 1080? Da, măi... Drag. Vezi că eu prin microfonul e aici. Și nu-ți mai auzi? Se aude, cred că s-a auzit destul de bine. Dacă nu s-a auzit... A, e. Du-te, dracu, de proastă cu crema. Ui, ce mufă de proastă. Ce e cu... Futu-ți morții. Te-ai dat și cu ruj. Nu m-am dat cu ruj, e culoarea tâmpită de la cameră. Băi, îmi place foarte mult să mă la filme și mă consider o cinematofilă garantată. Cinematofilă e mă... cine... nu cinefilă, se zice, nu cinematofilă, că cinematofilă e altceva. Da, 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 stai eu pe aici. Cinematofilă. M-a făcut în cinema, oricum prind un cinema, hop! Ești o proastă. Tot timpul mi-am dorit să mă întorc în trecut, să-mi fut o palmă, să-mi zic că ești proastă. Bă, da, pe bune, trebuie să vii la tip, măcar să vezi un unul din filme. Mă piși pe ele filme, aici ai un film în față, ești nebun. Da, mă duc la cinema, de câte ori apare un film? Niciodată mincinoasa publică n-ai. Fă, dar ce, ce cu... Da, mă, publică. Da, bagă-le mai bine. Cu... Dar cât să o bag de adâncă, mint... Da, ți intră în timpan, da. Păi nu e ok, mă, să-mi intre în timpan. Eu nu vreau să-mi intre în timpan, eu pe lângă vreau. Nu, dar îmi place că am început să-mi... Măi, la cinema, adică trebuie... Ești o proastă... Proastă, n-ai bani, la, n-avem. Lasă că acum poți să fii cinefilă cu Netflix. Oricum o să urmeze... Cinematofilă, te rog. Oricum o să urmeze clipul cu ce recomandăm noi de pe Netflix. O pulă! Bă, dar eu... Lasă-mă să mă înjurc așa de bine, mă simt că mă iau de mine. Da, suntem niște cinematofici. Eu nu mă uit după recenzii, dar ce vreau să trec este proastă, sigur nu le iau în seamă. Păi că ești o proastă, nu știi să cauți recenzii, de-aia nu că nu știe, că nu știe, taci dracu. Se numește IMDB. Știu, dar nu mă ducea ca pot încerc să caut recenzii și am făcut pe deșteaptă, știi că eu las, că Simona știe ce recenzii, las. Și vreau să văd eu, poate că... Eu! Eu! Proastă! Bă! Vai de ei. Bun, what? De fiante, n-ai să. Deci a fost un film foarte prost, deci la mod cel mai prost film, făcut de un tip necunoscut, știi? Și efectele sunt foarte proaste. Și într adevăr am zis bine că filmul e de căcat, că nu numai eu am zis asta, au zis gen YouTuber mari din America, au zis că, bă, aici artă cinematografiei. Simona deșteapta pământului, care să vedea mare YouTuberiță. S-a băgat mare buget în marketing. Nu vă băga niciun buget, nu? Niciun șansă, ai vezi mirea despre ce. Dar l-ai văzut? Da, normal, e, deci e chiar o rușine, e un jec de film, e făcut în Movie Maker și eu pot să editez mai bine. Și eu nu știu să editez ca să înțelegi ideea. Aoleu. Ia, știe proasta engleză. Atacul păsărilor? Birdemic, nu știu cum să traduc. Birdemic. Hai să nu mai țipăm. Dar pe la tine nu se aude. O să fac o serie cu tine, nu mai țipăm în pula mea, că toate clipurile, cred că ți-am zis să nu mai urli. Urlând eu. La tine se aude mai bine, că microfonul e lângă tine. Adică eu urlu, ok. Mi-amintește de Ale, de la Carrefour. Nu mă fă să urlu în magazin. Ale, deja urli în magazin, e prea târziu. Nu mă și mai ce contează? Nu mai urla, ți-am zis, bă, cam o... Bă, pe bun oprește-te. Ai, de-a treia oară când zic hai să vedem, până a patra. De pula mea, ce? Așa faci când câștigi bani. Pe bune și Shelly la 13 ani juca mai bine. Făcea clipuri mai bine. Aia vreau să zic. Voia. Wow. Aici este un tip rob care devine miliardar peste noapte, dar trebuie să unei apace pe care nimic n-a
Ce? Te lauzi că știi engleză. Wow. Așa. Pe păi dacă oamenii care bune, trebuia să zici... M-am prins cu gura deschisă. Băgați aș... Pula, ce cu fața aia? Nici nu... Da, să-ți bași tu pula de proastă. Niciodată nu m-am suportat. Când mă uit acum în clipuri vechi cu mine... Bine... Bă, pe bune, cred că... E, cred că facem o oră reacția dacă m-am prins la ficat în piesă, mă, dar nu mă mai suport, man. Mă uit în oglindă, uși ce față de proastă, ești o cretin. N-ai ajuns nimic în viață, stai liniștită, nu o să ajungi și peste 20 de... Ajung. Bine, mă, eu visam să am un iubit frumos, blond, cu ochii albaștri și pula mea, la ce am ajuns? Am ajuns la un fel de o mărturisire onestă, numai că eu soare cum s-a... Și tu ești invitat special. Ah, mărturisire onestă cu Simona. Am vrut să mă sinucid ieri, dar nu merită. M-au trimis înapoi. Ați putut vedea ia, stai. Și la început, când cei doi vorbeau, ce fețe de oameni terminați au. Adică ce well. Da, mi-am plăcut. Corvă! Face baie dezbrăcată. Bă, nu mai oprim ficor de minute. Corvă. Sucătoare de castraveți. Uite, știu ce față am aici. Ești o curvă, am mers. Cum le prind? Cum le prind? Totul stă în degete astea două. Dacă ești mai deștept cu trei. Să oprim, facem pauză. Mi-o încinzi mie acur. Yeah. Oi, ce față de proastă. Bine că te uiți la curbă, perversele. Aia e? Aia e? De parcă nu o face toată lumea. Vai, e pula mea de imbecila dracului, eu... De data asta nu te-ai pus pe tine pauză. Ați văzut cum zâmbesc la camera? Care camera? E bine? Da, e bine? Mă, să nu, să nu mai atinge ca un... Bă, ce jenant. Vedeți pe fața ei, ce fericită este. Wow, respect de Englishman, boss, mă, ce cu filmul ăsta? Am aceeași față. Părul e diferit. Pe bune, și noi putem face un trailer mai bun. Pornește! Bă, da, pe bune. Bă, da, vreau să terminăm clipul ăsta azi, nu mâine. Wow. Da. Ce pasiune. Bă, dar cum le prind? Bă, da, mă, termin aici ceva. Dar nici nu pot să revin. O, oh, da, mi-ai dat-o bine. Cinematofil. O, oh, da, am văzut un cinema, hai să mă masturbez. Hai, las-o, dracu, trece. Mamă, dar cum le prind, mă. What? Severin? Severin Films? Yeah. Roberta de Pretă? Oprește-te și pornește, că nu mai terminăm. Polar Bears? Da. Polar Bears, mă. Păi, nu mai oprim, mă, e o populație de urși cu polă. Polar Bears, măi, nerea. Bă, știu, sunt pe rând. Bă, dar lasă-mă să mă aud. Ești de acord. Seagulls were found dead. Aici este o stradă complet curată. Niciun seagulls found dead on this street. Man, explain this shit. Vai de prost era. Oh, băi, vizionar ăla. Hai pe dracu, vizionar ăs eu, mai degrabă. Păi nu așa pot să găsesc un cadru mai bun pe o stradă. E James Niguan. E vizionar. James Niguan. What? Asta e bolțul. Cu pasta era moartă. Zici că e desenată și lipită acolo și chestia aia să fie. Frate, e oribil. Ce naiba, oameni buni. Ce trebuie... Bă, trebuie să facem reacții și la reclame.
Facem, dar o pornește, mă. Vreau să mă aud. Ai vorbă, da. Am să o bine aici. Nu, dar am dreptate. Comentarii. Nu puteai să vorbești română, fă prost-o. Îți plăcea mult romgleza. Nu, nu știam ce înseamnă sigur, de aia vorbim așa. Că mai am momente când zic ceva în engleză, nu mai venea cuvânt român, adică era pescăruș, nu mai venea română, știi? Pescăruș? Da, pescăruș, seagulls. Și când nu știu un cuvânt în română, îl zic în engleză, ca să nu par... De fapt, eu nu știu cuvântul română. Sau viceversa. Și acum fac la fel. Eagles. Da, o filmat-o și pe tipa aia în susțin ca să atragă măcar câțiva onaniști acolo să privească filmul. Lăbach. Onanist, să zice mai frumos. Lăbach. Punct. Melodia mi se pare puțin de rahat, chiar fata actorului. Nu, deci un... Corect. What? Stai un pic. Stai un pic. Stai un pic. Aici, mamă, ce... Da. Ca să înțelegi de ce e atât de bun filmul ăsta, adică niște efecte... What the fuck? Niște efecte speciale, Dumnezeu pe pământ, deci nu... Deci eu pot să desenez cu piciorul drept mai bine în paint. What the hell? O, da. Okay. Acum ați zis pe ce vorbeam. Ok. Nu aveam tatuaj atunci, eram liber la mine. Ce dracu tu? După că am zis bine aici, de acord cu mine. Ce dracu? M-am lăsit română. Mamă, da, ați văzut explozia aia? A fost penal, fraților. S-a intrat poate acolo, nici măcar o explozie. Efecte cu Simona. Gen ca în videoclipurile românești în care se bagă până din acțiune. Ce-a fost cu tipul ăla mort acolo? I-a pus niște ketchup și gata, e mort? Wow. Da, deci aia doi se cupa acolo, după aia arată o pasăre. Gata, apoi era căinatul ăla, fascinat. Dar chiar e fascinant. Dar nu eu l-am meditat. De cine? Un prieten. Reclamă dar nu mai tot prin 2-2 secunde că mă disperă pe mine reclamă acum. Reclamă sponsorizată de Xbox One. Mă sugă pula. Dar nu mă văd ce se întâmplă. What? Dar eu am ce vreau. Da. Pandemic. Șoc. Ați văzut chestia asta? Bă, dar cum să... Bă, dar știi ce mă uimează? Fapt... Bă, cum pot să mă prind în cele mai proaste impostaze posibile? Vreo... Stai, nu, stai. Ți-e prea mult gura deschisă. Da. Vai, da, ce față am, nu, zici că mă violaș nu mi-a plăcut deloc. Dar îmi place să mă uit la mine și să văd cum eram pe mâini, știi, că n-aveam tatuaje, n-aveam nimic. Ca... Ce față ai, părăriș, nu-i părul meu natural, față, cred că... Ai, oprește-te! Ce față ai. Ai venit, uitați-vă la Simona, chiar ești tu. Mi se pare o chestie super de rahabă, frate. Și păză-i măcar nu-s reale, toate-s... Ai de capul meu. Bloody disgusting. Bă, băgați-mi de pe YouTube review.
Mut sau Chiom sau Or, bravo! Prosto! John Carpenter nu poți să ieși ceva. Aici ați de acord cu mine. Poate meriți o pulă în față, că ești o proastă și îmi place că tot am simțit nevoia să zic pe tot videoclipul. Vai, asta e că mult avea. Am un tic verbal. Nu mă știu care. Am niște ticuri verbale foarte dubioase. De ce? Pe atunci vorbeam ciudat. Tunsoarea e diferită, dar rest exact aceeași față am. Trebuia să mai depilez pe nici mine. Te rog, oprește-te, jur, că mă enervează chestia asta. Da, e o piesă mișto. Dar nu trebuie să mă intereseze. Poftim, fă tu sfârșitul. No, asta a fost destul de ok. Nu e ok, man, nu e ok. Mine să mă omor, mine să mă când trecut să-mi fut una proastă a pământului. De fapt că ești mai inteligent. Dar n-am zis că sunt mai inteligent, dar mă enervează. No, bun, ne auzim data viitoare. Salut! Ciao!